Din păcate pentru severineni, nici anul acesta zilele Severinului nu vor mai avea loc din cauza perioadei dificile în care ne aflăm de mai bine de un an. Tinerii nu se mai pot bucura de o atmosferă care în anii trecuți era mult așteptată pentru a se distra alături de prieteni și interpreți de muzică ușoară cunoscuți. Atmosferă tristă în Severin, în locul în care altădată era plin de muzică bună și entuziasm, acum se mai aud doar sunetele mașinilor care tranzitează această arteră a orașului nostru. Ne aflăm în locul în care, cu ani în urmă, tinerii din Drobeta Turnu Severin și nu numai, se distrau și se simțeau bine 3 zile consecutiv. Acum au mai rămas doar mașinile parcate. Pentru mehedințul meu, reporter Florina Cojocaru. În anii trecuți, atât pe IC Brătianu, cât și în parcarea unui cunoscut hipermarket era plin de comercianți din alte localități, dar și de diferiți interpreți atât de muzică populară, cât și de muzică ușoară. Zilele Severinului încântau severinenii, dar și ceilalți locuitori ai județului Mehedinți, timp de 3 zile consecutiv. Să sperăm că anul viitor vremurile vor fi mai bune și vom putea sărbători așa cum ne dorim, așa cum am sărbătorit în anii trecuți. Este important să plece, să dispară această pandemie. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a fost obligată de actualul context social să anuleze organizarea evenimentelor sociale și culturale din aceste zile, care erau până anul trecut pline cu voie bună și distracție. Oamenii sunt nostalgici și își doresc o revenire la normalitate cât mai rapid, pentru că actualele restricții sunt foarte dure, iar oamenii au ajuns la capătul răbdării. Trist este faptul că această pandemie ne oprește din a mai face lucrurile pe care ni le doream, ne îndepărtează unii de ceilalți, iar activitățile care ne umpleau sufletul de bucurie și erau mult așteptate de fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, sunt doar o amintire, iar speranța că lucrurile se vor îndrepta este singurul motiv care ne mai menține moralul ridicat.